găsit. Am întârziat puțin fiindcă m-au sunat de la Iași. Ci că cei de la poliția locală sunt fericiți că primarul nu e musulman și n-are dreptul la mai multe neveste deodată. Dar ziarele scriu despre primarul din Iași, care își urmărea iubita cu poliția locală, că mergea la psiholog. Acum, sincer, ca să alegi de 3 ori primar un PSD-ist, cred că mai degrabă ieșenii trebuiau să meargă la psiholog. În plus, ziarele vin și cu alte informații. Ci că primarul și-a și lovit iubita. Sincer, în Moldova, cred că știrea era dacă nu-și bătea iubita. Și a instalat un soft prin care o spiona pe telefonul mobil. Fantastic! Deci există telefoane mobile și în Moldova, vă dați seama. Asta nu e. Doamnelor și domnilor, turnul sfatului a dat de urma cortului pe care l-a folosit Sibiu în anul Capitalei Culturale Europene, la Cazarma 90. Acesta, cortul, are o capacitate de mai bine de 2000 de persoane și e într-o hală la marginea orașului, dar nu-l vrea nimeni. Eu zic să întrebați la regele din Turnișor, poate îl vrea el, că dacă încap 2000 de persoane, poate să-ți țină acolo reuniunile mai restrânse de familie. Doamnelor și domnilor, scrie în tribuna că primăria Sibiului va amenaja 2 noi sensuri giratorii, unul pe Calea Șurii Mari și celălalt pe Ștefan cel Mare, colț Cunegoi. Fiindcă deja sunt atât de multe, se cuvine să vă reamintim că la sensul giratoriu au prioritate cei care se află deja în interior sau, ca element de noutate, șoferii cu numere de Vâlcea. Pe cei din Vâlcea puteți să-i recunoașteți nu doar după număr, ci și după manelele care s-au din mașină. Bun, dar aș da la șoferii, cer ca drumul până la ea să fie drum cu prioritate. Raluca, doamnelor, domnilor! Bun venit! Drum cu prioritate, dar să știți, cu serpentine multe. Dar aș da la, vă rog să aplaudați și dumneavoastră în casele noastre, ținută a colegii mele, ținută furnizată și în această seară de magazinele Ancas. Păi noi ne puteți contacta fie prin SMS la 0737-09899, fie pe Facebook sau pe www.ranucașelvan.tv. Nu o mai lungim, îl așteptăm la emisiune pe Ciprian Ciocan de la Fundația Comunitară. Vom discuta despre semi-maraton. În primul rând este un proiect mare, și care include multe proiecte mici. Și e la 2 pași de noi, la sfârșitul acestei luni va avea loc. Și despre Fondul Științescu. Fondul Științescu își propune să încurajeze știința. După reclamă. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Poate își vrea Sibiu capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Ca sarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Fie că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. We'll be right back.
și domnilor, așa după cum vă spuneam, revine la emisiune de la Fundația Comunitară Ciprian Ciocan. Vom discuta, între altele, și despre semi-maraton. Este un eveniment cu care Sibiu s-a obișnuit. S-au obișnuit și organizațiile neguvernamentale, fiindcă e o bună modalitate de a face bani pentru proiectele lor. Mulțumesc pentru prezență, Ciprian. Vă mulțumesc pentru invitație. Ok, să vorbim despre semi-maraton înainte de alte subiecte. El va fi la sfârșitul acestei luni. Da, ca de obicei, asta încercăm să obișnuim un pic sibienii, că ultima sâmbătă din luna mai este sâmbăta cu semi-maraton. Ok, aceeași dată așadar, aceeași lungime? Pentru oarecum, semi-maratonul este lungime fixă pentru că este o probă clasică de 21 de kilometri, însă anul acesta am scurtat puțin proba de cross, de la 5 la 4 kilometri, deci vom avea un cross puțin mai simplu, deci mai accesibil pentru și mai mulți sibieni. Așteptările voastre de fiecare dată, în fiecare an de când organizați, au fost depășite de realități. Și în anii trecuți s-a întâmplat așa. La ce ne gândim anul ăsta ca prezență? Suntem în fază de înscrieri de proiecte sau am depășit deja faza asta? Faza de înscrieri de proiecte se termină destul de repede în luna februarie. Cum ziceam, de obicei maratonul durează aproape un an de zile pentru noi. Avem un proces la început să înscriu proiectele, apoi să strâng donațiile și mai departe. Avem cele 22 de proiecte. Din cele 20 propuse. Deci avem 22, deci dar ei ar fi vrut 20. Aceste 22 sunt clare, nu se mai poate schimba nimic, la ele, înțeleg. Mă rog, anul trecut am avut o cauză specială care a intervenit chiar pe final, am strâns niște bani pentru inundațiile din Bosnia. Dar a fost un eveniment neprevăzut. Neprevăzut, dar nu, cauzele sunt clare pentru că, mă rog, durează, trebuie pregătite, trebuie... Este asociațiile din anii trecuți vin și anul ăsta? Se păstrează baza? De regulă, 70-80% din organizații sunt aceleași, asta pentru că și Sibiu este oarecum limitat la ce organizații există. În fiecare an mai apar... Nu, ideea 20, e că ei cuplează cu proiectul vostru, că organizația poate rămâne și să-și facă treaba fără să vină la semi-maraton. Înseamnă că pentru ei a fost ok în anii trecuți, dacă noi vin și sperăm, anul ăsta. Da. Așa sperăm. Acum, apropo de așteptări, nu este ca o corporație care ne dorim acum fiecare an să depășim planul de la hectar, ca să zic așa. Ce se întâmplă este răspunsul comunității. Eu mă aștept ca la un moment dat, și poate suntem chiar acolo, la un moment dat să ajungem la limita, să zic, în care am ajuns la cea mai mare parte din comunitate. Și atunci probabil luăm cot alte spații de creștere. Ce mă aștept anul ăsta și ceea ce ne dorim este să ajungem la, pentru prima dată, la 1000 de alergători înscriși. Anul trecut au alergat 600 și ceva din 700 câți am avut înscriși. Sperăm să atingem cifra de 1000 anul ăsta și asta să fie baremul nostru. Păi asta chiar ar fi o performanță. Da, cred că ar fi o performanță. Păi și de la 700, 600, 700 la 1000 nu-i chiar un pas mic. Da. Bun, asta ține de fapt și de voi, dar ține în primul rând de abilitatea ONG-urilor de a-și mobiliza susținătorii în proiect. Este o relație, este un parteneriat între noi și ONG-uri. Noi ne asumăm un oarecare nivel de promovare, ei își asumă un alt nivel. Așa ne și place să fie, adică nu vrem să fie nici responsabilitatea noastră, nici a lor. De asemenea, toți partenerii avem companii care aduc, poate mă aștept să fie anul ăsta în jur de 200 de oameni veniți numai din companii. Deci avem companii care trimit 30-20 de angajați la evenimentul ăsta și vin cu toți împreună ca o echipă și companiile sprijină de obicei. O să ne întoarcem la felul în care cetățenii simpli, sibienii, se pot implica în această activitate. Curiozitatea mea era legată de ceea ce spunea Raluca, de proiecte. E limpede că există participanți tradiționali, poate chiar cu proiecte tradiționale. Exact. Susțineri pentru copii, pentru nou-născuți. Cred că sunt și cu proiecte tradiționale și cu proiecte noi, asociațiile care au tradiție. Era următoarea întrebare. Da. Au apărut proiecte care ți-au atras atenția prin faptul că sunt noi? Da, există în fiecare an toate categoriile. Există organizații vechi cu proiecte vechi. Avem aici acum este Baby Care, care au același... Deși și ei își propun anul ăsta, în fiecare an își propun să achiziționeze alte tipuri de echipamente. Dar ca idee este o achiziție pentru prematuri. Este aceeași problemă. Sau mai avem Animal Life, care are în vedere un proiect foarte mare, pentru care va dura probabil ani de zile până când se vor strânge fondurile. Și construcția de construcția de posturi, care este o misiune asumată și știam de la început, de când am început să susținem această cauză, că așa va fi. Se pare că anul ăsta din nou există semne că va fi anul în care se va începe construcția. Avem organizații noi care vin la semi-maraton, pe care nu le-am cunoscut până acum. Avem proiecte noi și interesante. Ce organizații noi avem?
Sau ce proiecte mai? Da, printre proiectele interesante care au venit anul acesta se află proiectul grupului de inițiativă Cu Verdele în Sus. Poate ați mai auzit de el, că a fost destul de vizibil în ultima vreme. Și o să mai fie peste câteva zile și mai vizibil. Și mai vizibil. Care își propune în general să lupte cu această zonă a despăduririlor ilegale și în general să promoveze ideea de protejare a mediului. Care strâng bani pentru a achiziționa unelte care sunt folosite la acțiunile de plantări. Ei au organizat deja o plantare la Slimni cu 250 de voluntari, o alta este planificată în toamnă. Ne plac foarte mult genul ăsta de activități pentru că ei mobilizează și mai mult din comunitate. Deci, practic, acum se mobilizează toată comunitatea pentru strângerea de fonduri pentru sape, după care în toamnă se mobilizează pentru plantări. Adică corect. Una servește alteia. Una servește alteia, da. Și oamenii ajută și la strângerea de fonduri, după aia ajută și la plantare și da, e o emulație destul de bună, zic eu. Da, o să-i vedem, apropo de asta, o să-i vedem, cred că sâmbătă. Sâmbătă în Piața Mare, fiindcă tot pomeneam de ei, într-un protest, într-o activitate de protest împotriva despădurilor. Dar ce este interesant despre acest marș, care este de fapt, faptul că nu este al unei organizații, nu este al unui grup. Într-adevăr, Cu Verdele în Sus este o voce, să zic așa, mai puternică, dar la această manifestație participă aproximativ, cred că 10 ONG-uri, din câte am văzut, deci dintre participanții de la semi-maraton. Noi nu suntem neapărat legați de acest eveniment, dar e foarte interesant că cauzele între organizațiile ele, da? Susțin, se vin împreună pentru cauze comune. Adică este un marș care își dorește să transmită un mesaj. Nu este neapărat o chestie foarte punctuală astăzi, acum vrem să oprim ceva, ci dorim să transmitem un mesaj că se dorește ca protecția mediului să devină o prioritate națională, așa cum cu recentele campanii electorale, să zic, s-a tot vorbit despre asta și acum este cazul să se și întâmple din punctul nostru de vedere. Aș vrea să fac un efort de memorie. Câți bani s-au strâns anul trecut la semi-maraton? Anul trecut s-au strâns în jur de 150.000 de lei, strict numai pentru cauzele participante. Deci proiecte, direct pentru proiecte. Sigur, eforturile noastre de strângere de fonduri presupun și organizarea evenimentului, care e destul de costisitoare, dar strict pentru proiecte 150.000 de lei. Suma a fost peste așteptări? Da, suma a fost peste așteptări. Cum poate un cetățean de pe stradă să susțină, alergând sau nu, că și asta e o discuție, să susțină cauzele de acolo? Ca de obicei, te poți înscrie ca alergător pentru un proiect și atunci taxa ta de participare merge la proiectul pe care îl susții, deci asta e foarte simplu, nici nu trebuie să faci altceva, vii și alergi. Sau dacă ți se pare că totuși 4 km sau 21 de km sunt prea mulți pentru tine, atunci poți pur și simplu să susții unul dintre alergători. Și cred că fiecare dintre noi are câte un prieten care aleargă pentru o cauză și atunci putem susține cu o anumită sumă de bani, fie pe kilometru alergat, fie cu o sumă fixă. Și astfel susținem proiectul pentru care aleargă persoana respectivă. Mai avem și pentru copii activități? Bineînțeles că în fiecare an avem acea, să zic, deja celebră cursa copiilor. Duminică, în jurul orei 12, avem 3 curse de copii pentru toate categoriile de vârstă, care ne așteptăm anul să avem în jur de 300 de participanți. Oricum și anul trecut a fost peste așteptări. Asta la copii, să spun, că da, a fost acolo un fenomen senzațional, cu o condiție, vremea. Vremea să țină cu voi. Da. Condiția anul trecut n-a fost. Și a fost foarte interesant cu această cursă a copiilor, pentru că eu, cel puțin ca organizator, eram destul de hotărât să nu dau voie acestei curse să se întâmple, tocmai datorită condițiilor meteo, pentru că era ploaie și se aleargă pe piatră cubică. Însă a fost aproape imposibil să facem asta, pentru că toți copiii erau acolo pregătiți, adică vă spuneam că nu mai puteai opri. Am avut aproximativ 700 de înscrieri la adulți, din care au participat 600 și ceva, dar în schimb la copii, toți copiii au fost prezenți acolo, indiferent de ploaie. Și atunci mai obligația, a trebuit să dăm drumul curselor și a mers foarte bine, am avut parte de accident. Există o modalitate pentru cei de acasă de a se lămuri cu privire la proiecte? Adică undeva unde să le vadă, să-și aleagă, să... Bineînțeles. Punctul nostru central este site-ul maratonului, maratonsibiu.ro. Noi comunicăm foarte mult și pe Facebook, unde suntem în contact cu comunitatea noastră, dar pe site-ul maratonului, la secțiunea proiecte, există descrieri foarte detaliate ale proiectelor. Cine are răbdare poate să citească destul de mult, inclusiv cu niște mici bugete în care se pot vedea pe ce cheltuiesc banii proiectele respective. Deci... Oricum e foarte transparent la voi. Am văzut și la partea de după, când se luați banii de la cei care au întârziat cu venitul, care au uitat să vină, care se vede fiecare sumă fără... E o bună modalitate de a câștiga încredere suplimentară, fiindcă
Experiențele de după Revoluție ne-au demonstrat că sunt cazuri în care banii s-au dat, dar nimeni nu mai știe ce s-a întâmplat cu ei. Voi, de altfel, în fiecare an prezentați un raport detaliat. Cum, unde, cine, cât și așa mai departe. Exact. S-a întâmplat asta și în anul trecut și, apropo de site, cred că există și acolo dovada a ceea ce, a ceea ce povestim noi aici. Ok, avem semimaratonul care merge până în, muzeul Astra și avem cross-ul care se întâmplă, de fapt, în centrul vechi al Sibiului. În centrul istoric, da. Nu? În centrul istoric. Toate detaliile legate de traseu, fiindcă suntem încă, iacătă, cu ceva vreme înainte de eveniment, detaliile, deci, legate de traseu ar fi bine să le consultați mai aproape de data organizării, mai aproape, deci, de sfârșitul acestei luni. Vreau să profit de prezența ta în emisiune și să vorbim telespectatorilor despre o altă activitate implementată de Fundația Comunitară. Fondul Științescu se cheamă ea. E un program care încurajează pasiunile tinerilor și tinerilor și copiilor, că pleacă de la 6 ani, din câte am înțeles, pentru tehnologie și pentru genul ăsta de activități. La modul concret, ce se întâmplă în fondul ăsta? Da, probabil că nu este foarte evident. Apropo de activități, noi în general nu implementăm activități pentru că noi suntem un fel de facilitator în comunitate. Noi doar încercăm să găsim acele organizații, acele grupuri care știu să facă foarte bine lucrurile în care sunt ei buni. În cazul de față, noi ce am făcut și cu ce ne ocupăm în general este că noi încercăm să finanțăm astfel de grupuri și de organizații. Am pornit de la această temă sau de la această problemă simplă, faptul că avem nevoie să creștem generația următoare de inovatori. Dacă Sibiu își dorește să își păstreze avantajul competitiv și din punct de vedere economic, astfel încât să poată să lupte în continuare cu Brașovul, cu Clujul, cu București și așa mai departe, avem nevoie să avem o nouă generație care va fi capabilă să creeze produse noi, să creeze afaceri, să, nu știu, creeze următoarele rachete și așa mai departe. Și pentru asta trebuie să investim în educație. Este efectiv o ecuație simplă pe care și noi ca oraș și România ca țară trebuie să-și o asume. Mă scuzați. Și am plecat de la această problemă în condițiile în care există și în Sibiu deja destul de multe companii din zona de tehnologie, de IT, care au necesități destul de mari și care abia așteaptă să aibă tineri pe care să-i angajeze și să-i plătească chiar foarte bine. Din punctul ăsta de vedere, considerăm că ce am început noi este o situație win-win-win, toată lumea câștigă. Noi încercăm să aducem niște programe educaționale noi pentru copii, începând cu clasa 6 și până la liceu inclusiv. Companiile își pregătesc următoarele generații de angajați. Orașul va câștiga la nivel general, să zicem, în generațiile, construind generațiile următoare. Și bineînțeles, profesorii, organizațiile, studenții care propun proiecte, desigur au și de câștigat pentru că își pot pune ideile în practică. Foarte pe scurt, Fondul Științescu este un program de finanțare prin care noi, începând cu începutul anului 2015, am lansat posibilitatea finanțării unor proiecte care să stârnească, ca să zicem așa, pasiunea elevilor pentru științele exacte. Este un domeniu care în Statele Unite se numește STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Este un domeniu destul de larg, care în Statele Unite este o prioritate națională și de cel puțin 10 ani de zile statul american investește în această arie integrată. Deci nu doar în știință, nu doar în matematică, ci investește la nivelul educațional integrat. Și noi acum începem și noi să facem niște mici pași în sensul ăsta cu sprijinul mediului privat. Avem 7 companii din Sibiu care finanțează acest fond, din care noi am organizat un concurs de proiecte care a fost deschis, aș putea să zic absolut oricui, deci puteau să aplice ONG-uri, profesori, studenți, elevi de liceu, grupuri de inițiativă, pensionari, aproape oricine putea să aplice, cineva care avea o idee pentru un mic program educațional și noi ofeream între 4.000 și 16.000 de lei pentru aceste proiecte ca finanțare. Cine a aplicat? Câți au aplicat? Din ce zone au aplicat? Am avut 24 de aplicații pentru acest fond. Mult, dacă mă întreb pe mine. Da, suntem mulțumiți. Chiar a fost interes, de nivelul pe care l-am avut. Din cele 24 de aplicații, noi am selectat
13 proiecte plus încă două care sunt propuse de către liceeni. Probabil vă țineți minte de programul nostru Youth Bank. Am luat niște bani din fondul Științescu și am dus și spre programul Youth Bank și am provocat pe liceeni să propună proiecte pe zona asta de educație pentru STEM, astfel încât două proiecte vin din direcția aia. Deci avem două proiecte care sunt idei și vor fi implementate direct de către liceeni, adică direct de către beneficiari, ceea ce e foarte interesant și ne dorim să sprijinim tot mai mult în anii următori. Deci avem în total 15 proiecte din domenii destul de variate, de la niște tineri freelancer care vor să le povestească elevilor de liceu despre grădinile verticale și vor construi împreună cu aceștia o grădină verticală într-un laborator de biologie. Avem diverse proiecte care sunt programe care îi ajută pe copii să învețe concepte legate de științe într-un mod diferit. În general, căutăm proiecte care sunt hands-on, în care copiii au posibilitatea să pună ei mâna direct și să experimenteze anumite fenomene ale fizicii sau ale naturii. Și majoritatea proiectelor sunt de categoria aceasta. Avem un club de radio amatori pentru copii. Ce proiecte mai avem? Avem diverse proiecte care sunt la limita dintre diverse domenii, cum ar fi arta și știința, de exemplu. Avem un proiect în care cei care au propus încearcă să aducă elevii de la liceul de arte împreună cu elevi de la liceele de profil real, împreună cu inovatori și antreprenori ca mentori, ca să le arate acestor elevi cum pot ei să lucreze împreună, fiecare cu talentele lor, și să creeze niște produse inovative sau... Bun. Toate aceste organizații, mă gândesc că toți erau într-un fel organizați, nu? De fapt, nu. Nu? Mai degrabă... Mai degrabă erau grupuri de inițiativă. Spun, grupuri, exact, okay. Echipe. Bun. Ei de când intră în implementare cu proiectele lor? Începând cu data de 1 mai, noi acum suntem în zona de contractare. O parte din echipe deja au început să contracteze finanțările. Ce e foarte important de spus este că vom avea aceste 13 proiecte care toți se vor adresa comunității sibiene. Unele dintre ele se vor întâmpla într-un cadru oarecum formal, într-o școală sau într-un liceu, dar majoritatea sunt deschise publicului larg. Adică dacă, nu știu, telespectatorii au elevi care sunt interesați de această zonă a tehnologiei, a științelor exacte, vor avea 13 programe, 13 proiecte care din 1 mai până în 15 septembrie vor putea participa, vor putea învăța să construiască roboți, echipamente de radiorecepție. Încă nu s-a stabilit calendarul activităților. Calendarele sunt stabilite pentru că noi am dat aceste finanțări pe baza unui concurs care a presupus o aplicație destul de detaliată. Și cuprindea și asta, datele, care conținea, bineînțeles, calendarul de activități, buget detaliat și așa mai departe. Înseamnă că știm cu ce începem? Noi știm foarte bine care sunt proiectele. Urmează să centralizăm acum toate aceste 13 proiecte, să le punem pe un calendar unde să avem toate activitățile. Și asta îl vom face public și îl vom promova. Dar finish-ul când e? La sfârșitul anului sau? Finish-ul acestui program este 15 septembrie. Ok, la începutul anului școlar. Iar dacă rezultatele sunt bune, noi ne dorim să avem, la fel cum avem semimaraton în fiecare an, să avem și fondul Științescu câte o etapă de finanțare. E poate mai interesant că au aplicat sub formă de grupuri, neapărat ONG-uri, cu cât, practic, înțeleg că vor lucra în vacanță, de fapt. Exact, asta deci e foarte interesant. Și deși noi, iarăși un aspect interesant, deși noi le-am dat posibilitatea, de exemplu, profesorilor să-și rețină o anumită sumă de bani pentru cheltuieli de management de proiect, vreau să vă spun că din 13 proiecte, niciunul dintre grupuri nu s-a reținut genul ăsta de cursuri și multe dintre ele presupun zeci de ore de implicare pentru realizarea acestor proiecte. Deci în timpul liber. 100%. Da, este voluntariat. Profesori dedicați, studenți, cum am zis, profesioniști din companii, deci pentru că avem și această categorie pe care noi am căutat-o, deci avem oameni care lucrează în companii de software, de hardware și așa mai departe, care propun proiecte și le implementează. Finanțatorii, ok, sunt companii, dar aveți finanțare și din alte părți? Da, programul este apornit împreună cu sprijinul Romanian American Foundation, care sprijină acest gen de program și în alte comunități. În momentul de față este activ în Sibiu și București, va fi în curând probabil și în Cluj și în Iași, pe măsura în care se găsește o finanțare locală în orașele respective. Cu ocazia asta aș vrea să mai mulțumesc o dată comunității sibiene și a companiilor de aici, pentru că au ales să sprijine acest proiect, fără ei nu s-ar fi făcut. Un sprijin care a venit mai degrabă din Sibiu decât a venit în Cluj, în Iași. Deci, iată, potențialul există și companiile sunt interesate să sprijine educația, ceea ce mi se pare foarte important și mai ales că este
o investiție pe termen lung, pentru că nu investim în angajații noștri de mâine, ci investim în angajații noștri de peste 10 ani. Hai, având în vedere vârstele, e limpede. Și asta presupune viziune din partea acestor companii și avem parteneri, așa cum știu că am voie să le zic. Sau... Cât sunt? Sunt foarte multe, sunt 7 companii care contribuie. 7 poți să spui, să nu spui sub 3. Am înțeles. Deci, în primul rând, e vorba de AT&T, care a fost primul nostru partener. Mai avem Visma Software, un partener important. EBS, Centrul de Limbi Străine ProLanguage. Mai avem JTS, Keep Calling. Companii, companii mari din zona industrială? Deocamdată nu am abordat acest tip de companii. De ce? Sunt prea mari? Sau? Într-un sens, da. Într-un sens a fost prea mari pentru prima etapă a programului nostru. Pentru că a fost un program pilot pentru noi, a fost destul de important să putem intra în contact cu niște companii la care procesele sunt mai scurte, ca să zicem așa. Okay. Pentru că aveam nevoie destul de repede să putem da drumul acestui program și, în general, când lucrăm cu companii mari, știm că există un anumit timp. Da, un sistem birocratic. Există un sistem corporatist care funcționează, dar așa. Cu siguranță fiecare an vom încerca să aducem mai multe companii, să creștem dimensiunea fondurilor. De altfel, Fondul Științescu are și un site, de acolo puteți afla informații suplimentare. Vreau să-ți mulțumesc pentru prezența la emisiune, să le readuc aminte de spectatorilor că la sfârșitul acestei luni semi-maratonul Sibiului are deci loc. Vă puteți informa cu amănunte suplimentare și de pe site-ul semi-maratonului. Mulțumesc pentru prezență. Între timp, doamnelor și domnilor, alături de noi, fiindcă nu l-ați mai văzut de mult, Sorin Dănule. Iar fi lumea cum vreau eu, nu ne-ar mai fi traiul greu. Am dus șocuri toți, mai bine n-am trăit de azi pe mâine. Geaba stau să mă socot, lumea să o schimb nu pot. N-o s-o schimbe nimeni nea, nici eu, nici altcineva. Geaba stau să mă socot, lumea să o schimb nu pot. N-o s-o schimbe nimeni nea, nici eu, nici altcineva. Nu-mi parte cu mine. Din ce are vrea mai mult și nici când nu-i mulțumit. Are viața faină tare, n-are nicio supărare. Petrece și chefuiește la alții, nu se gândește. Are viața faină tare, n-are nicio supărare. Petrece și chefuiește la alții, nu se gândește. Numărați. Când ai dat de greu te ajută, nu-s ca alții care te uită. Și la rău, dar și la bine, ei ies tot pe timp cu tine. Au bun sânt și au obraz, nu te lasă la năcaz. Și la rău, dar și la bine, ei ies tot pe timp cu tine. Au bun sânt și au obraz, nu te lasă la năcaz. Nu-i nimic ca omenia, dragostea și prietenia. Să fii om în viață, frate, știi că roata se-ntoarce. Ce-ai făcut, ai să plătești, geaba o să te căiești. Nimeni n-o sta lângă tine dacă nu ai făcut bine. Ce-ai făcut, ai să plătești, geaba o să te căiești.
Nimeni n-o sta lângă tine dacă nu ai făcut bine. Ce-ai făcut ai să plătești, geaba o să te căiești. Nimeni n-o sta lângă tine dacă nu ai făcut bine. Ce-ai făcut ai să plătești, geaba o să te căiești. Nimeni n-o sta lângă tine dacă nu ai făcut bine. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, revine la emisiune și mulțumim pentru asta. Rectorul Universității Româno-Germane din Sibiu, profesor universitar Dr. Gheorghe Bichician, mulțumesc pentru întâlnire. Domnul rector, vă primim la emisiune într-o perioadă foarte plină pentru Universitatea Româno-Germană. Este o perioadă plină și pentru alte instituții de învățământ, fiindcă urmează săptămâna altfel, dar cu precădere pentru Universitatea Româno-Germană, fiindcă ați revenit recent dintr-o deplasare în străinătate, una încheiată cu tot soiul de contacte, și fiindcă, evident, și asta spuneam, urmează săptămâna altfel în care Universitatea Româno-Germană, știu că nu stă locului în asta niciodată, organizează proiecte aici, în Sibiu, dar și în afara Sibiului pentru cei care sunt interesați să cunoască Universitatea. V-aș propune să le luăm pe rând. Ați fost în străinătate, da, din nou. Poate nu e o noutate, fiindcă Universitatea Română-Germană are contacte multiple în afara țării. Ați revenit din străinătate. Care au fost efectele vizitei? Efecte benefice pentru universitate, spun în special pentru studenți, uh-huh, pentru că în afara faptului că noi am mers și pentru derularea unui proiect de cercetare pe care îl facem cu Diaconia din noi în detail sau și care privește îngrijirea bătrânilor, seniorii, cum spun ei, dar și îmbătrânirea activă, modul în care se percepe acest nou concept și se aplică acest concept de îmbătrânire activă în Germania, ne-a determinat să facem această deplasare. Sigur că rezultatele au fost foarte bune în ceea ce privește schimbul de experiență pe care l-am avut atât cu Diaconia din Neuendetel sau cât și cu vicepreședintele facultății, așa îi spune Wilhelm Loewe din Fürth, lângă Nürnberg, domnul profesor Zert, cu alți colegi cu care am perfectat și desfășurarea unei școli de vară. Să nu se pare că este școală de vară, dar va fi la sfârșitul mai, începutul lui iunie, în care vor veni 10 studenți de la Fürth, 10 de la noi, plus profesorii care vor ține aceste cursuri și care mărturisesc că vor face o reclamă destul de mare, că este deschisă publicului. Deci orice sibian care dorește să vină, student, profesor, uh-huh, sau orice cetățean al orașului nostru poate să vină să participe la această școală de vară. Ok. Cursurile în ce vor consta? Despre ce vor fi? Deci cursurile vor viza acea temă? Exact. Vor fi pliate exact pe această temă și de aceea poate și persoane vârstnice vor putea să participe și privesc de asemenea și să spun, definirea managerului, uh-huh, modului de formare a managerului unui azil de bătrâni, a unui azil de handicapați, de Behinderhilfe și mai departe, numai pentru seniori. Uh-huh. Și acest profil de manager va trebui să-l definim foarte bine, prin ce pregătire îl putem și noi, uh-huh, participa la această pregătire a managerului. Așa, o mică să spun, informație vă pot spune. Important, foarte important este în Germania să acest manager al unui azil de bătrâni și sezământ social să aibă un masterat în domeniul managementului social. Dacă nu poate să ocupe această funcție. Altfel spus, vom afla de la specialiști din Germania ce fel de job ar trebui să creăm pentru administrarea unui astfel de așezământ și apoi, pe cale de consecință, ce fel de pregătire trebuie să facem pentru ca cineva în timp să poată ocupa un astfel de job. Exact. Meseriile se schimbă. E limpede că nu mai sunt aceleași față de acum 20 de ani. Pretențiile sunt altele. Un vârstnic nu e pur și simplu o persoană care e așezată într-un scaun sau într-un pat, o încuiem și o descuiem numai când o hrănim. Exact. Ci e o persoană, în logica acestui concept, e o persoană care trebuie să simtă că este utilă societății, exact, nevoia comunității. Exact. Da. Ok, e un parteneriat pe termen lung ăsta, mă gândesc. Deci acest proiect de cercetare va fi diseminat în luna septembrie în acest an. Uh-huh. Este posibil ca cu această ocazie să avem o conferință destul de mare, spun eu, la Sibiu, împreună cu partenerii germani, și în care vom lansa și
vom da publicitate toate rezultatele acestui... Fiindcă vorbim de genul ăsta de contacte și probabil majoritatea dintre cei care ne urmăresc când aud Universitatea Română-Germană se gândesc la astfel de schimburi. Cred că e o bună ocazie să pomenim că doar în perioada asta, fără a mai vorbi despre ceea ce s-a întâmplat până acum sau despre ceea ce se va întâmpla pe alte ramuri în viitor, doar în perioada aceasta, foarte curând, doi studenți de la Universitatea Română-Germană vor merge în Germania pe o bursă, pe câte o bursă consistentă. Consistentă, așa este. Am reușit cu partenerii noștri și de la Diaconie și cei de la Facultatea Wilhelm Löwe să trimitem, să obținem și să trimitem doi studenți cu bursă de 1500 de euro timp de 3 luni, bursă care nu înseamnă cazare și studii, ci înseamnă banii de de buzunar, să spunem așa, de mâncare, 500 de lei, 500 de euro pe lună. Doi studenți, sigur că salariu în România. Exact, un salariu bun de 500 de euro în România, pentru că le se asigură cazare gratuită, cursurile la fel. Dacă am pune în balanță faptul că la ei cursurile înseamnă 400 de euro pe lună, adăugați la cei 1500 de euro, încă 1200 de euro, care ar însemna neplata. Corect. Plata pentru ea. Deci valoarea curs. Reală a bursei este 3, mult mai mare. Da. Aproape 3.000 de euro. Da, 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 da. 3.000 de euro. E doar un exemplu, fiindcă, spuneam, contactele acestea sunt oarecum periodice pentru Universitatea Română-Germană. Reușiți genul ăsta de schimb și chiar cred că e un atu pe care Universitatea Română-Germană îl are prin comparație cu altele. Eu sper ca în viitor să, într-adevăr, să devină un atu, fiindcă nu este vorba de burse Erasmus aici, da, 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 ci exact. E vorba de acordarea unor exact. Burse private cu care studenții se pot, prin care studenții pot să studieze în Germania. În același timp vreau să spun că din Germania, tot cu partenerii noștri, am plecat în 19 în Polonia, la Gdansk, unde a avut loc o conferință pe exact aceeași temă, la care au participat specialiști nu numai din Germania, din Polonia, din Ungaria, din România, tot pe această problemă a modului în care societatea trebuie să se raporteze la vârstnicii pe care are și pe care trebuie să-i respecte. Și să știți, deviza, de fapt, a fost respect. Aceasta este deviza pentru vârstnicii noștri, persoanele, sigur, deci îmbătrânirea activă sau cei care sunt instituționalizați în azile trebuie să se bucure de acest respect din partea societății. Noi nu avem experiență în domeniu, suntem la început în domeniul acesta. La noi sunt azile, dar nu sunt la nivelul de care vorbim acum. Dacă v-aș fi adus, o să vă dau câteva imagini, fotografii pe care le-am făcut acolo. Este cu totul altceva, să știți. Deci, aș dori ca în România, în Sibiu, să spunem, să putem avea asemenea așezământe sociale. Extraordinar. Păi, vă dau un exemplu. Trebuie să învățăm. Dacă îmi permiteți. De pildă, în acele azile de seniori, pentru a ușura orientarea lor, pentru a-și găsi cu ușurință la vârste lor de 80-90 de ani, au și de 103 ani acolo în azil, au găsit diferite modalități. Unii să-și pună pe ușa camerei lor fotografia mare, scris, sigur, aici este căminul tău, aici este locuința ta și așa mai departe, cu poza lui foarte mare să o identifice, nu numai numărul camerei. Pentru că nu pot pe toți să-i ducă în natură, să ia contact, știu, cu mediul înconjurător, chiar cu animale. Au panouri pe care scrie, eu sunt, ascultă-mă, apasă pe buton și mă vei asculta. Și apasă pe buton și aude, este un cal. Cum nechează un cal? Cum face o vacă? Cum latră un cățel? Pentru că nu toți sunt transportabili, repet, acolo. Și atunci el nu trebuie rupt de mediu, de natură. Să uite aproximativ. Sunt numai câteva exemple, poate par banale, dar pentru un vârstnic sunt foarte importante. Foarte... Spuneați că v-ați dori ca aceste lucruri să se întâmple și în România și la Sibiu. E bine, dacă vom avea și cu ajutorul Universității Române-Germane cadre pregătite în spiritul ăsta pentru așa ceva, e limpede că vom avea. Depinde în primul Sigur. Rând de noi. Noi am depus deja, am făcut demersurile pentru organizarea acestui management social ca master și ca un ne-am asumat această responsabilitate
cu partenerul, atunci când, pentru că este susținut financiar proiectul de către germani, știți? Și atunci am și făcut demersurile la agenția de calitate pentru a acredita această linie de masterat. E de văzut însă, cu tot respectul, e de văzut însă dacă nu cumva statul va lăsa din nou aceste persoane care se vor pregăti în spirit european să muncească în altă parte înainte să le dea ceva de lucru aici. Asta e o mai veche boală. Este o mai veche boală, într-adevăr, așa este. Fică, vedeți, e curios, învățământul, în special cel privat, se adaptează. Se adaptează la tot ceea ce vede în afară, la ceea ce se întâmplă în afară, iar absolventul a terminat, este foarte bine pregătit și nu-și găsește, pe măsura pregătirii sale, nu-și găsește aici niciun job într-un azil, un job de nivelul său într-un azil și atunci probabil că se va duce în afară, unde e așteptat cu brațele deschise. Vedeți, în afară de Carl Wolf, noi nu avem un alt azil care să corespundă așa ca și de calitate nivelul de nivelul acesta. Ideea este să îi convingem pe partenerii noștri de la Diaconia din Noi Îndetelsau să investească și în România, așa cum am văzut în Germania, am văzut în Ungaria, în Polonia când am fost, construia un asemenea așezământ, tot Diaconia, și locuințe sociale și un asemenea așezământ și să-i convingem că și la noi pot să investească, știți? Măcar să există un astfel de prim pas. Domnule rector, știu că relațiile noastre dincolo de Germania includeau în ultima vreme Republica Moldova. Ați deschis niște punți de colaborare acolo. Veți merge din nou la Chișinău, am înțeles, sau? Da, la Chișinău mergem în 22 aprilie. Plecăm în 23 și 24 aprilie. Este o conferință internațională la Institutul Internațional de Management. Ei aniversează 20 de ani de la înființare. Important, sigur, o spun, este faptul că am fost invitați 6 profesori, în special cei care am primit titlul de doctor honoris causa din partea acestui Institut Internațional de Management, dar este, iată, pentru a treia oară când, împreună cu Iminova Chișinău, împreună cu Universitatea Paris și cu Diaconia din Noi Îndetelsau, organizăm și la Chișinău o conferință internațională. Noi vrem să o facem vizibilă, sigur că da, și participarea la Chișinău, vor veni și ei la noi din nou, așa cum vă spuneam, facem și universitatea aceea de vară și cred că și prin aceasta vom deveni vizibili. Problema este că în Moldova aceste relații pe care noi le stabilim cu instituțiile superioare de învățământ trebuie dezvoltate mai mult și cu sprijinul statului, fiindcă noi ca universități private nu suntem sprijiniți prin burse și am făcut asemenea solicitări. Deci și noi putem școlariza studenți direct la Moldova. Corect. Prin care statul să ne acorde și nouă 10 burse, știți? S-a spus că s-ar face demersuri. Păi, în special, pentru nu cerem burse pentru studenți din Germania, din Italia, din Polonia, din Franța, așa mai etc., ci pentru cei din Republica Moldova, care să știți că sunt foarte, foarte preocupați și doresc să facem aceste schimburi educaționale. Dacă tot ne-am asumat un parteneriat strategic, să-l ducem până la capăt. Într-adevăr, nu pentru Germania, nu pentru Franța, unde spui că posibilitățile unor astfel de schimburi sunt nelimitate, practic, ci pentru Republica Moldova, care este acolo unde este, nici măcar nu e încă, cel puțin, țară membra a Uniunii Europene. Și probabil chiar, uite, asta e o întrebare. E o graniță suplimentară faptul că ei sunt în afara... Nu, singura, să spunem, piedică, între ghilimele, este că, nefiind încă în Uniunea Europeană, nu au cod Erasmus ca să putem trimite studenții cu finanțare europeană, să spunem așa, corect, în mobilitate didactică, profesorii, mobilitate studențească, studenții. Dar o facem efectiv pe relații private. Pentru că majoritatea acestor universități cu care noi avem relații sunt universități private. Fie este vorba de Iminova, fie că este vorba de USEM, Universitatea de Studii Europene a Moldovei. Relații foarte bune și sper ca pe viitor să dezvoltăm și domenii de studii în comun. Domnule rector, urmează săptămâna altfel. Știu că de fiecare dată când se întâmpla asta, Universitatea Română-Germană ieșea din clădire sau din... Primea în clădire oaspeți. Ce se va întâmpla începând cu 6 aprilie? Începând cu 6 aprilie, săptămâna altfel va fi altfel. Logic, da. Va fi altfel.
Avem programe, să spunem, mai coerente în ceea ce privește modul în care noi ne vom adresa absolvenților de liceu și nu numai absolvenților, neapărat celor din clasa terminală a liceului, prin activități pe care le vom face în universitate, inclusiv simulări, participări la cursuri, consilieri pentru orientarea profesională și așa mai departe, sau orice altceva doresc ei, așa am și făcut invitația. Sperăm să răspundă cât mai mulți elevi și mai multe școli, mai multe clase aceste invitații. În același timp, însă, așa cum spuneți, pentru prima dată ne vom ieși din Sibiu, nu numai din clădire, vom ieși și din Sibiu și vom merge în alte localități în care vom desfășura asemenea, sigur, din apropiere, din proximitatea Sibiului, județe limitrofe în care vom desfășura astfel de activități. Și sper să fie benefice pentru imagine. Poate e important ca telespectatorii să știe, indiferent dacă sunt, cum spunea și domnul rector, în clasă terminală sau nu, e bine deci ca telespectatorii să știe că universitatea e deschisă, apropo de felul în care aceste întâlniri ar urma să aibă loc, la ore mă refer, adică dacă există un număr mare de solicitanți care ar vrea să vină la o anumită oră, vă puteți mula după interesul lor, astfel încât toți cei interesați să afle mai multe despre Universitatea Română-Germană să o poată face. Vor avea de asemenea loc întâlniri, o să le spun, pe teme, întâlniri de orientare, spunea și domnul rector înainte, astfel încât toți tinerii care își croiesc acum drum în viață să se așeze cât mai bine pe o specializare sau, de ce nu, pe o chestiune care e aproape de sufletul lor. Domnul rector, vă mulțumesc pentru întâlnirea această seară. Și vă mulțumesc. Mai multe detalii despre ce se întâmplă la Universitatea Română-Germană puteți afla de pe site-ul instituției care vă stă la dispoziție. Mulțumesc, domnule rector! Mulțumesc. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SECE Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Și domnilor, ne oprim în această seară aici. Despre ziua de mâine am să vă spun doar că ne va pricinui o întâlnire, de fapt o reîntâlnire, cu bunul nostru prieten, directorul Direcției pentru Cultură, istoricul Răzvan Pop. Împreună vom vorbi despre un proiect care s-a implementat deja, este organizat de Direcția pentru Cultură, de Universitatea Lucian Blaga și de Academia Forțelor Terestre, despre un proiect deci implementat la Poplaca în primă fază. Vom discuta despre asta mâine, până atunci ne puteți scrie pe redacția aronraluca.tv sau ne puteți căuta pe Facebook. La revedere!